Luni 30 noiembrie, în jurul orei 11 în orașul Jibou, s-a produs un accident rutier, soldat cu rănirea gravă a unei persoane. Un tânăr de 28 de ani din Jibou, în timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Eroilor, pe fondul neacordării de prioritate, a acroșat un bărbat de 65 de ani din localitate, care s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, accidentul s-a soldat cu rănirea gravă a pietonului, acesta fiind transportat la unitatea medicală. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, iar pietonul avea o alcoolemie de 0,25 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit acte premergătoare începerii urmăririi penale pentru vătămare corporală din culpă.